Deschidem Cartea Sfântă Biblia la Efeseni, capitolul 2, începând de la versetul 6, la versetul 22, voi citi Cuvântul Domnului. Tema pentru această seară se intitulează Beneficiile Mântuirii. Din respect pentru Cuvântul Domnului, vă rog să vă ridicați și am să citesc Cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 6, spune așa. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legământele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, că Cel este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor și orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum am spus în această dupămasă, tema am intitulat-o Beneficiile Mântuirii. Un om care este mântuit. Ce beneficii are? Ce avantaje are? Înainte ca să vorbesc de beneficiile mântuirii, vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți siguranța mântuirii? Amin. Sunteți și suntem noi siguri că suntem mântuiți? Amin. Pentru că există oameni care merg la biserică, care se numesc creștini și care totuși nu au o siguranță a mântuirii. Dacă îl întrebi în felul următor, la noapte, dacă te cheamă Dumnezeu în veșnicii, unde îți vei petrece veșnicia? Ești sigur că vei merge în împărăția lui Dumnezeu? Și omul răspunde, neavând siguranța mântuirii, nu sunt sigur dacă voi fi mântuit sau nu. Ci în final, în finalul vieții, în finalul, știu eu, finalul lumii acestea, când Dumnezeu va judeca lumea, Dumnezeu are un cântar. Un cântar al faptelor bune și al faptelor rele. Dumnezeu va lua faptele mele și le va pune pe cântar, împărțind faptele bune, punându-le pe talerul bun și faptele rele pe talerul rău. Și atunci cântarul acela va definitiva soarta mea eternă. Dacă faptele mele bune sunt mai multe decât faptele rele, atunci talerul va atârna mai greu înspre faptele bune. Și Domnul va zice, bine, rob bun și credincios, intră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cumva talerul va atârna mai tare spre faptele rele, atunci Dumnezeu va zice, pleacă de la mine că nu te cunosc. Vreau să vă spun că nici unde în Evanghelie nu găsim așa ceva. Intrarea în mântuire, intrarea în viața veșnică, în viața cu Dumnezeu, nu este funcție de faptele noastre bune sau rele. Pentru noi, pentru mântuirea noastră, a murit cineva. Și acesta este Isus Hristos. Mântuirea este nu posibilă prin faptele noastre, ci doar prin Isus Hristos. Astfel că un creștin bine fundamentat în scripturi, un creștin care a citit și a cărui cuvânt al lui Dumnezeu i-a pătruns inima, el nu trăiește cu o speranță că poate va fi și el mântuit sunt chiar creștini evanghelici care trăiesc cu speranța că poate vor fi mântuiți în ciuda vieții duplicitare sau păcătoase care o trăiesc în ascuns și dacă vor da mulți bani la biserică și dacă vor da mulți bani la săraci și dacă vor zidi case și dacă vor da bani celor ce merg în Africa în misiune, Dumnezeu cum va le va șterge păcatele și îi va mântui. Asta nu o exprimă în mod verbal, dar în mod practic asta fac atunci când fac aceste fapte bune. Pentru că trăiesc cu speranța, cumva, prin aceste fapte, vor fi achitați. Dragii mei, repet, creștinul nu face fapte bune ca să fie mântuit. Creștinul face fapte bune pentru că a fost mântuit. Cel care ne mântuiește pe noi, repet, este Isus Hristos. Nu există alt substitut. Nu există alt înlocuitor, niciun arhanghel, niciun heruvim, niciun înger, nimeni din cer nu poate să ne mântuiască. Singurul mântuitor între om și Dumnezeu, singurul mijlocitor este și rămâne Isus Hristos. De aceea, Apostolul Ioan este foarte ferm și în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11, versetul 12 spune așa. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Deci, iată că mântuire. Ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă să-mi asigur viața eternă. Într-o zi, viața mea fizică, viața mea biologică va înceta. În diferite forme, nu știu cum. Dumnezeu știe. La unii poate înceta printr-un accident. Ești sănătos tun. Numai ce te-ai dus la doctor și ți au spus după analize, că n-ai nicio problemă, în felul cum arăți din punct de vedere medical, poți să mai duci mult și bine. Te-ai coborât de acolo, de, din uh, uh, biroul acela al medicului, te-ai urcat în mașină și în drum spre casă, fără să preconizezi, fără să te gândești, vine altul și dă în tine, poate te lovește chiar în partea șoferului, dai cu tâmpla de stâlpul de la mașină și locul cel mai sensibil în trupul uman este chiar tâmpla da? Ai dat cu tâmpla și acolo ai rămas pentru totdeauna. Viața, viața asta biologică se termină într-o zi. Oameni buni, noi ne rugăm tot timpul pentru viața asta biologică. Doamne, vindecă-mă, Doamne, când auzi că ai cancer deja, aproape că îți pierzi credința, nu mai știi ce să mai crezi. Dar noi nu suntem pentru totdeauna aici, noi suntem pentru o vreme. Te urci într-un avion, nu știi dacă te mai cobori vreodată. Nu ai nicio siguranță, niciodată, nicăieri, pentru că viața asta este imprevizibilă. Nu știi ce urmează în clipa următoare. De aceea este bine să-ți asiguri mântuirea. Ce înseamnă mântuirea? Adică să mă asigur viața de dincolo de moarte sau de dincolo de ieșirea din trupul acesta. Dincolo există o continuare a vieții mele, a vieții tale, a vieții noastre. Noi nu murim la mormânt. Noi continuăm să trecem într-o altă formă de existență. Nu reîncarnare, cum spun budiștii. Continuăm să existăm. Doar trupul acesta se duce în țărână. Însă omul nu este numai țărână. Omul, din punct de vedere biblic, este trup, suflet și duh. Duhul este scânteia de viață care a dat-o Dumnezeu. Și ea se întoarce la Dumnezeu. Când Duhul. Și Sufletul părăsesc trupul, trupul moare. Ceea ce mă ține în viață este acea scânteie a lui Dumnezeu, despre care spune Iov că Duhul lui Dumnezeu mi-a dat viață. Când Dumnezeu își cheamă Duhul înapoi, când Dumnezeu spune Duhului ceea ce este din El să se întoarcă în Dumnezeu, Sufletul nu mai stă fără Duh în trup. Și astfel trecem prin acel proces numit Moartea, care nu este un punct, ci o virgulă, despărțând viața terestră de viața eternă. De aceea, asigură-ți bine mântuirea. Ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă să-mi asigur viața de dincolo, adică când voi muri, nu voi merge în infern, nu voi merge departe de fața lui Dumnezeu, ci atunci când voi muri, am siguranța că voi intra în împărăția lui Dumnezeu. Am siguranța că merg în locul acela unde așteaptă cei mântuiți, pentru că există un loc, raiul încă n-a început, iadul încă n-a început, el va începe atunci când va determina Dumnezeu. Există un loc unde așteaptă mântuiții. Spune Apostolul Ioan în Apocalipsa, am văzut sub altar, sub altar sufletele celor care li se tăiase capul din pricina lui Isus și a mărturiei lui. Și ei stăteau acolo în acea atmosferă dumnezeiască, sub altar, și strigau până când, stăpâne Doamne, Tu care judeci lumea, până când trebuie să așteptăm ca să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului, a celor care ne-au omorât. Și li s-a dat o cunună și li s-a spus să mai aștepte, să mai aștepte până se vor împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Asta înseamnă că există un loc care nu neapărat este raiul, că raiul încă n-a început, el va începe atunci împreună cu Isus, când toți vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și există un loc, Hades sau Sheol, un loc unde nu e prezența lui Dumnezeu, pentru că ori de unde își retrage Dumnezeu prezența, e Hades, e Sheol, e infern, e locul unde n-ai vrea să fii. Dumnezeu poate să-și retragă prezența dintr-o familie și atunci familia ajunge într-un iad. Poate să-și retragă prezența dintr-o biserică și atunci biserica ajunge un club. Poate să-și retragă prezența dintr-o țară și atunci țara intră într-un haos să ferească Dumnezeu să ajungi într-un loc unde Dumnezeu își retrage prezența. Să ferească Dumnezeu să te părăsească vreodată Dumnezeu ca inima ta să ajungă un infern. Să ajungă un haos, este cea mai josnică și mai tristă stare pe care cineva o poate avea pe pământ. Să-l fi avut cândva pe Dumnezeu și Dumnezeu să-și retragă prezența din acea persoană. Cel mai trist verset din Biblie care îl citim este atunci când, de exemplu, despre Samson se spune că Domnul s-a retras și el n-a știut, Samson n-a știut, n-a știut că Domnul își retresase prezența. El a zis, voi face ca și altă dată. S-a ridicat să meargă împotriva dușmanilor lui Dumnezeu, al filistenilor, și nu știa că Domnul l-a părăsit. Este cel mai trist verset din Biblie, este cea mai tristă stare a unui creștin care a fost cândva cu Dumnezeu. Să ajungă fără Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu de astfel de stări. Orice să pierzi, dar să nu pierzi prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna, dacă inima ta e prezent, Dumnezeu acolo e un rai că ai sau n-ai, nu contează, că ești sănătos sau bolnav, nu contează, tot ce contează este să-L porți pe Dumnezeu în suflet. Și dacă L-ai pe Dumnezeu, porți raiul lui Dumnezeu în tine. Iisus a spus, împărăția lui Dumnezeu a și venit peste voi. Dacă L-ai pe Dumnezeu în tine, mântuire, asta înseamnă să-i dai voie lui Dumnezeu să intre în tine, în inima ta. Și după cum spune Pavel în Corinteni, să facă din inima ta un templu al prezenței lui Dumnezeu. Asta înseamnă rai. Iată câteva beneficii ale mântuirii. Care sunt beneficiile omului care are siguranța mântuirii? Primul beneficiu despre care vorbește apostolul este următorul, versetul 6. Ascultați! El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Primul beneficiu al unui om mântuit este că a participat la o înviere spirituală. Din punct de vedere fizic, astăzi sunt peste șapte miliarde pe planeta Pământ. Însă, din punct de vedere spiritual, nu tot, toți cei șapte, aproape 8 miliarde, sunt vii. Chiar dacă din punct de vedere fizic sunt vii, din punct de vedere spiritual pot să fie morți. Iată ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Vă rog să-mi postați. Ascultați ce spune Apostolul Pavel bisericii din Efes, bisericii pe care el acum o păstorea și care era într-o altă locație, dar le scrie o scrisoare, amintindu-le de starea lor din trecut și conștientiz conștientizându-i de starea prezentă. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării, din numărul lor, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în întuneric pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, slăviți să fie Dumnezeu! Copiii noștri, dragii mei, care se nasc în familiile noastre, din punct de vedere biologic se nasc, dar oare când se nasc din punct de vedere spiritual? botezăm în apă și e fain să botezăm în apă, dar nu botezăm în apă doar oameni care au un înviat spiritual, ci de multe ori am constatat că am botezat morți spiritual și morți au rămas, că botezul în apă nu te învie spiritual. Ce oare te învie spiritual? De ce un om care aude Evanghelia poate să aibă câteva reacții? Una poate să fie indiferența, alta poate să fie respingerea sau poate să fie acceptarea. Funcție de aceste reacții îți dai seama dacă omul e mort sau dacă omul e viu. Poate un om mort să învie, poate un om mort spiritual să fie adus la viață. Din punct de vedere biologic, un om mort este mort. Numai Dumnezeu îl poate aduce la viață. Dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual, tot Dumnezeu. Care sunt modalitățile prin care Dumnezeu aduce un mort spiritual la viață? Ai acasă un mort spiritual. Poate ai un soț care e mort spiritual. Și soțul acesta, în loc să vină la Dumnezeu, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, este mort spiritual, trăiește în păcate, face cum spune Pavel, trăiește în plăcerile firii lui pământești. Și te rogi de mai multă vreme, roagă pentru el, pentru că ăsta e mort. Pe el nu-l mustră conștiința de ceea ce face. Ai un copil care nu te ascultă. Ai o soție care nu te ascultă. Ai pe cineva care zici, mă, parcă n-are frică de Dumnezeu. Păi n-are că i mort. La un mort poți să strici, poți să țipi, poți să urli, poți să-l lauzi, poți să-l hulești, poți să faci ceva. Orice n-are nicio reacție. Dar la unul care e viu spiritual, ăsta are reacții. Ăsta face ceva. Iată, cele două modalități pe care le folosește Dumnezeu pentru ca să învie pe cineva care e mort spiritual. Galaten 3 cu 3, vă rog să împostați Galaten 3 cu 3, căci voi ați murit, spune Apostolul Pavel, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Voi ați murit! Iar în Galaten, capitolul 3, versetul 5, odată ce am înviat mai spune Apostolul Pavel ceva acolo. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legei sau prin auzirea credinței? Ceea ce participă la învierea mea sunt două elemente foarte importante: Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, dar după cum spune Pavel, aceste două acționează prin credință. Și atunci când credința intervine ca dara lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, care lucrează în om, produce acea înviere spirituală. Iisus Hristos, de fapt, vorbește în Ioan, capitolul 5, despre două feluri de moarte sau două feluri de învieri. Vă rog să-mi Ioan, capitolul 5, versetul 24, versetul 25. Ioan, capitolul 5, versetul 24, versetul 25. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun, spune Iisus, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și următorul verset, adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Vorbește despre această înviere spirituală, despre această trezire din această stare de moarte spirituală. Pentru că în Ioan, capitolul 5, versetul 28 și versetul 29, vorbește despre învierea fizică care va avea loc la final. Nu vă mirați de lucrul acesta. Pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Observați, e vorba de două învieri. E vorba de o înviere spirituală. Cine va fi înviat spiritual, nu mai vine la judecata finală, unde va fi înviat doar biologic și va fi chemat la judecată. De aceea, frați și surori, ce mă rog în această zi și nu numai, de o bună bucată de vreme, mă rog ca Dumnezeu să facă învieri spirituale în biserică. Să facă învieri între tineri, între bătrâni, să facă învieri între copii, să facă între fete, între băieți, să facă între adulți. Dumnezeu, prin Cuvântul și prin Duhul Sfânt, să facă învieri sfinte. Numai Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, poate face lucrul acesta. Când tu te temi să păcătuiești, te temi dacă ești viu, dar dacă e o poruncă omenească, vei păcătui pentru că porunca nu te face viu. Porunca doar te face să te ascunzi, să te ferești. Te poate face un legalist sau te poate face, eu știu, un libertin. Dar niciodată cu frică de Dumnezeu. Numai un om care e viu spiritual, care are comuniune cu Dumnezeu, este frică de Dumnezeu să păcătuiască. Știți ce a spus Iosif atunci când femeia lui Potifar îi întenta tot felul de ispite. La un moment dat, reacția unui om viu spiritual. Ascultați! nu-l vede tata, nu-l vede mama, nu-l văd frații. Ar fi putut să facă orice și n-ar fi știut niciodată istoria. Dar Iosif are o atitudine fermă în fața acestei provocări al întunericului. Și eu zis cum spune și ce răspunde un om viu. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Asta este reacția unui om viu spiritual. Când ești viu spiritual, ți-e frică să minți, ți-e frică să furi, ți-e frică să bârfești, Ți-e frică să urăști? Pentru că frica care o ai nu e o frică de datină omenească, ci este o reverență sfântă care o ai față de Dumnezeu. Dar un om mort spiritual nu are nicio reverență față de Dumnezeu. Minte cu ușurătate, fură cu ușurătate, bârfește cu ușurătate, pentru că e mort și nu are nicio sensibilitate. Mă rog ca Dumnezeu să ne aducă la viață. Dumnezeu să cerceteze orașul Baia Mare, să cerceteze România, să cerceteze politicieni, demnitari, oameni de rând. Dumnezeu să aducă o trezire sfântă. Singura țară din lume care are imnul național spus de Andrei Mureșanu scris Deșteaptă-te române! Este așa de frumos din somnul cel de moarte în care te adâncire barbarii de tiran. Este o chemare la o trezire, la o trezire dacă vreți națională, la o redeșteptare, la o conștientizare a stării, a situației în care te afli, la a nu dormi, la a nu fi dezinteresat, la a nu trăi indiferent față de ce se întâmplă în jur, ci la o trezire. Un al doilea beneficiu care îl are cel mântuit este cunoașterea Harului Lui Dumnezeu. Auziți versetul 8, că și prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Frați și surori, știți că îngerii nu știu ce este har? Știți că ei nu trăiesc într-o stare de har? Îngerii acționează, nici măcar n-au sentimente. Când îngerul Domnului a primit ordinul din partea lui Dumnezeu ca să treacă prin Egipt, și să curme viețile copiilor, fără nicio milă, Îngerul Domnului a lovit în stânga și în dreapta și toți copiii egiptenilor au murit. Dacă evreii nu și-ar fi pus semnul acela pe ușorii uși și pe pragul de sus al sângelui, să știți că îngerul ar fi intrat și în casele evreilor și ar fi făcut ravagii. Pentru că îngerii nu știu ce înseamnă har, nu știu ce înseamnă milă. Ei primesc ordin și le execută în tocmai ordinul lui Dumnezeu. Doar tu și eu am primit har de la Dumnezeu. Ce înseamnă har? Cuvântul caris din grecescul caris înseamnă dar nemeritat. Cine a adus harul în lumea noastră? Nu l-a adus un profet, nu l-a adus un împărat, ci l-a adus însuși însu Iisus Hristos. În Ioan 1 cu 17 spune Apostolul Ioan: Legea a fost dată prin Moise, dar harul. Și adevărul au venit prin Isus Hristos lăudați să fie Dumnezeu. Ce înseamnă har? Știi ce înseamnă har? Tu ai păcătuit, eu am păcătuit. Păcatele noastre ne-ar condamna la moarte și, după justiția divină, după dreptatea lui Dumnezeu, noi toți ar trebui să murim. Însă, între noi și Dumnezeu se interpune Isus Hristos. Și spune Isus Hristos, Tată preiau eu toate păcatele și vinovățiile lui. Mor eu în locul lui, dar lasă-l pe el să trăiască. Și astfel Hristos se interpune între mine și Dumnezeu, ia toate păcatele mele asupra lui și se duce să moară pentru mine. Știi ce înseamnă asta? Har! Cineva mi-a acordat har. Înseamnă ceva gratis, ceva ce n-am meritat. Știți de ce păcătuiesc oamenii ușor? Pentru că harul fiind gratis n-au plătit nimic. Și neplătind nimic nu știu să prețuiască. Am observat oriunde în biserici, când dai bisericii lucruri pe gratis, biserica nu le prețuiește. Când dai, de exemplu, calendare, o veni calendare, fraților, vă dăm calendare pe gratis. O să găsiți și în parcarea bisericii calendare aruncate. O să găsiți în mașini calendare aruncate. Știi de ce? Pentru că nu te-o costa nimic. Și zici, mă, o fac gratis. Le-am primit gratis, dar dacă am spune O, un calendar costă 10 lei Când vine omul, se gândește de două ori de 10 lei Ia calendarul, dar zice, nu-l mai arunc Dar de ce nu-l mai arunc? Păi acum eu am dat 10 lei Înțelegeți de ce oamenii păcătuiesc ușor? Pentru că n-au plătit ei pentru păcatele lor Ci altcineva a plătit pentru păcatele noastre Și acesta este Isus Hristos Domnul De aceea să prețuim faptul că El ne-a substituit, faptul că El a plătit pentru noi și ne-a adus har. E un mare lucru să avem har. Plata păcatului, spune în Roman 6 cu 23, este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar în Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12, așa de frumos Apostolul Pavel vorbește bisericii și scrindu lui Tit, Tit, Ascultă bine! Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu scumpătate, dreptate și evlavie, adică bunătatea aia lui Dumnezeu dragostea aia lui Dumnezeu, darul ăla gratis care ți l-a dat Dumnezeu, te motivează și mă motivează să nu mai trăiesc în păcat, să părăsesc pentru totdeauna granițile, porțile păcatului și să trăiesc pentru totdeauna pentru Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Iar Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu 10 conștientizează faptul și spune fraților, dacă stau să mă gândesc la viața mea trecută, mi rușine de ceea ce am fost. Am prigonit biserica lui Dumnezeu. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. mi rușine de trecutul meu tenebros. Aud creștini care se laudă cu trecutul lor și spune, spun în felul următor, înainte de a mă pocăi, zice, să vezi ce-i băteam, să vezi ce făceam, dar cu atâta patos vorbește despre trecutul acela păcătos, încât ai impresia că îi pare rău că s-o pocăit. Ori apostolul Pavel vorbește cu un fel de zmerenie și cu o rușine extraordinară privind trecutul. Zice, mi-e groază de trecutul acela, nici nu vreau să mă gândesc la el. Însă când mă gândesc la trecutul acela, mi-e așa de rușine. Fraților, eu nu-s nici să por numele de apostol. Vă mulțumesc că mă acceptați ca apostol al vostru, ar spune Pavel. Dar nu-s nici că am, am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar auziți ce-l face pe Pavel ca să fie ceea ce este. Nu școala lui, nu diplomele lui, nu faptul că este un, știu eu, un poliglot, unul care vorbește mai multe limbi. Nu faptul că este un autodidact, faptul că știe și cunoaște și scrie cel mai multă teologie, scrie Apostolul Pavel, ci următorul lucru despre care vorbește Pavel, că îl apreciază toată viața lui. 1 Corinteni 15 cu 10, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și spune și tu în seara asta, în dreptul tău, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Când bine, e Harul lui Dumnezeu. Predici bine, e Harul lui Dumnezeu. Știi să te rogi cu foc, e Harul lui Dumnezeu. Știi să crezi și ai ajuns să crezi Evanghelia, e Harul lui Dumnezeu. Absolut nimic nu ți se datorează ție, ci totul se datorează Harului lui Dumnezeu. Drag creștin mântuit, ce mare har să beneficiem de Harul lui Dumnezeu, care ne învață cum să trăim în acest viac, Dumnezeu să fie slăvit. Un al treilea beneficiu al creștinului mântuit este cunoașterea lui Hristos. Au zis ce spune, că noi suntem lucrarea lui. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să intrăm în ele. Ce înseamnă am fost zidiți în Hristos? Asta înseamnă. O cunoaștere a lui Hristos, o omogenizare cu Hristos. Și ca să fie mai explicit, Apostolul Pavel compară aici această omogenizare cu Hristos cu un fel de zid în care fiecare dintre noi am fost integrați. Noi suntem o cărămidă în marele zid sau în marea clădire a lui Dumnezeu. Noi eram undeva puși deoparte, o cărămidă luată singură, doar o cărămidă nu are nicio valoare. Este atât de slabă, dar o cărămidă pusă într-un zid devine un zid puternic, devine o clădire puternică. Asta însemnând că un creștin de unul singur nu va merge departe, dar fiind în unitate cu ceilalți, va alcătui o putere. Să nu crezi că te edifici stând acasă și uitându-te la slujbele din biserică, la televizor la computer, la laptop, pe telefon. Nu mă duc la biserică că stau să mă uit pe telefon. Tu ai putea să vii la biserică. Nu te împiedică serviciu, nu te împiedică nimic. Dar zici, las că stau acasă, că mă hrănesc acasă. Știi, e ca și cum ai merge uh, acasă și ai zice, mi-e foame. Și ai începe să comanzi pe telefon mâncare. Și ți-ar arăta toate pozele de mâncare pe telefon. Te-ai sătura? Păi nu te-ai sătura, nu? Trebuie să mergi la un restaurant sau undeva să mănânci. Să vezi, să simți acea mâncare. Iată ce spune apostolul, versetul 10 la versetul 13. Căci noi suntem lucrarea lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere numiți în prejur, de către cei care se cheamă tăiați prejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos. Ce înseamnă fără Hristos? Nu-L cunoșteați pe Iisus Hristos. Dragul meu, Hristos nu devine o cunoaștere doar prin studiu. Hristos nu se cunoaște în biblioteci. Poți să obții cunoștință despre Hristos, dar adevărata cunoaștere a lui Hristos este atunci când devii o unitate cu El. Când ai o comuniune vie cu Domnul Isus Hristos. Dacă nu ai o comuniune vie cu Hristos, niciodată nu o să-L cunoști pe Hristos. Auziți ce spune Tolstoi în scrierile lui. Zice, mai ieri la al l-am primit pe Hristos în viață. Nu-l cunoșteam înainte. Și iată, zice, semnul recunoașterii lui Hristos este că lucrurile care le iubeam înainte, acum am început să le urăsc. Și lucrurile care le uram înainte, am început să le iubesc. Înainte uram Biblia, uram rugăciunea, uram să stau de vorbă cu Dumnezeu. Acum îmi este drag, dragă Biblia, îmi place să stau prin rugăciune, de vorbă cu Dumnezeu. Iubesc pe Dumnezeu. Asta derivă dintr-o cunoaștere a lui Isus Hristos. Ori Hristos n-a avut altceva în dorință decât să spună în felul următor, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos care l-ai trimis tu. Faptul că apostolul spune că noi suntem zidiți în Hristos vrea să scoată în relief faptul acea, că noi aveam acea legătură cu Hristos. Iată ce spune în Ioan 15 cu 5. Iisus preia acest, sau mai bine zis, Pavel preia acest concept al lui Iisus. Când Iisus vorbește despre viță și despre mlădiță, puteți să puneți, vă rog, Ioan 15 cu 5, uitați ce spune acolo Domnul Iisus. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Observați după cum cărămida, dacă nu este pusă într-un zid, este slabă și fără valoare, la fel și mlădița, dacă nu este în viță, ea nu poate aduce rod. Seva pe care noi o atragem, o, o, o extragem pentru viața spirituală, este din Isus Hristos. Dacă nu te alimentezi din Isus Hristos și te alimentezi din surse străine, atunci cum ai vrea să ai o relație cu Dumnezeu? Sunt tineri care se uită, de exemplu, la pornografie, care se uită la, știu eu, tot felul de filme haioase. Au venit cineva la mine și mi-a spus, vă rog să vă rugați pentru mine că noaptea am coșmare. Dar de ce ai coșmare? N-ai vrea să-mi spui cam cu ce te ocupi în ascuns, ca să spun care sunt efectele. Spunem te rog, te-ai uitat la anumite filme, te-ai uitat la anumite imagini. Păi m-am uitat. Păi vezi, dragul meu, dacă tu te alimentezi de acolo, cum ai vrea să-ți fie viața spirituală? Zici, nu mă vede nimeni, însă ochiul lui Dumnezeu te vede și cel rău este automat prezent. E destul o imagine ca să-ți pervertească mintea. E destul o imagine ca să-ți fure bucuria mântuirii și să nu te mai alimentezi din Hristos. Un creștin care nu are comuniune cu Hristos, care nu se alimentează din Hristos, este într-un mare pericol și pericolul de a-și pierde mântuirea. Și odată ce îți pierzi mântuirea, nu după cum spun calviniștii, că mântuirea odată primită nu se mai pierde niciodată. Biblia spune foarte clar și dă multe exemple de oameni care au avut mântuirea și care și-au pierdut mântuirea. Amintiți-vă de Diotref, amintiți-vă de Dima, amintiți-vă de Emineu și Fileu, amintiți-vă de Alexandru Căldăraru, amintiți-vă de atâția care au primit mântuirea și care au pierdut mântuirea. Pentru că nu s-au alimentat din Isus Hristos, ci izvorul lor de alimentație au fost surse străine. În aceste vremuri de confuzie spirituală, de sincretism religios, de amestec de biserică și lume, când biserica este într-un mare pericol, din păcate, mulți creștini se alimentează din izvoare străine, au refuzat izvorul sfânt care curge din Hristos, alimentându-se din ape amare. Și viața lor este o viață amară. Nu schimba niciodată sursa. Dacă ai schimbat o cumva, întoarce-te la sursă, la Hristos. Nu se poate să ai succes fără Hristos. Nu se poate să ai iertare fără Hristos. Nu se poate să ai mântuire fără Hristos. Nu se poate să ai bucurie fără Hristos. Nu se poate biserica muntele Sionului să aibă succes fără Isus Hristos. Avem nevoie de Domnul în viețile noastre și să avem o relație de comuniune cu El. Dumnezeu să ne ajute. În al patrulea rând Apostolul spune cu un alt beneficiu care îl are cel mântuit este unitatea frățească. Iisus a rugat pentru unitate și spune căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Există, am auzit așa numit, conflict între generații. Există conflict între generații, între bătrâni și tineri. Că bătrânii nu se înțeleg cu tinerii, tinerii nu se înțeleg cu bătrânii. Bătrânii nu pot fi înțeleși de tineri, tinerii nu pot să înțeleagă pe bătrâni. Și conflictul acesta, dacă se adâncește tot mai tare, poate să derive la niște răni foarte mari, ruperi de biserici și așa mai departe. Hristos a venit să aducă o unitate sfântă între generații. Amintiți-vă ultima carte din Biblia Vechiului Testament, cum se încheie. Și El va întoarce inima copiilor spre părinți, și inima părinților înspre copii, că nu cumva la venirea mea spunea Domnul să lovesc sara cu blestem. Există blestem acolo unde nu există unitate între părinți și copii, între generația tânără din biserică și generația vârstnică. Nu există două biserici într-o singură biserică, trebuie să există o singură biserică într-o biserică. Nu există biserica celor tineri și biserica celor bătrâni. Există o singură biserică, biserica lui Hristos, formată din oițe, din mielușei, oițe și oi. Și această turmă este a lui Isus Hristos, care trebuie să trăiască în unitate. Iată ce spune în Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și există acolo patru beneficii care le au frații. În primul rând spune, este ca un de lemnul de preț care turnat se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. ce asta? e asta? Îi ungere divină. Când biserica este unită, Dumnezeu revarsă ungere. Și dacă avem nevoie de ceva în biserica de azi, oriunde ar fi ea, e nevoie de ungerea lui Dumnezeu. E frumos să avem cu diplome, e frumos să avem oameni școlați, dar dacă n-au ungerea lui Dumnezeu, cuvântul arde, e sec și nu produce viață. Ungerea lui Dumnezeu este cea care produce viață. Și această ungere derivă dintr-o unitate sfântă pe care Biserica Domnului poate și ar trebui să o aibă. Dumnezeu să ne ajute să fim uniți. Un al doilea beneficiu spune că ce acolo dă Domnul. Știi ce înseamnă asta? Acolo e prezent Dumnezeu. Dumnezeu se bucură într-o biserică care este unită, între frați care sunt uniți și de fapt mântuiții nu pot să fie dispersați. Mântuiții numai uniți pot să fie. Noi ne putem uni dacă suntem duhovnicești, dar dacă unui firesc și unui duhovnicesc, greu se poate realiza unitatea. Trebuie cei doi să devină amândoi duhovnicești ca să se realizeze unitatea. De aceea zici câteodată, mă nu știu de ce, dar nu mă pot uni cu Duhul lui. Păi nu te poți uni cu Duhul lui că are ceva fire în el. El are nevoie ca să o moare firea aceea. Are nevoie ca să devină duhovnice, să te poți uni cu El. Și apostolul spune, nici nu vă oblic să vă uniți între cei ce trăiesc în neorânduială, fraților, cu unul care își zice, frate, și totuși trăiește în neorânduială, zic, nici măcar să nu mergeți să mâncați la masă cu el, adică să nu aveți nicio legătură cu el. Dar totuși, apostolul continuă și spune că ar trebui să ne rugăm să luptăm pentru acești frați, ca să devină și ei duhovnicesc, nu neapărat să îi înlăturăm. Și acolo spune, căci acolo dă Domnul ce? Binecuvântare, da? Acolo unde biserica este unită, Dumnezeu revarsă binecuvântare. Și binecuvântare nu înseamnă numai prosperitate, ci binecuvântare înseamnă Dumnezeu să te vorbească de bine. Și apoi în final spune viață veșnică. Iată câteva beneficii care le are unitatea, unitatea bisericii. Apostolul Pavel, în Roman 12, 4 și 5, și în 1 Corinteni 12, 12 la 31, compară Biserica Domnului cu un trup, cu un organism. Și zice așa, fraților, după cum fiecare din voi aveți un trup, la fel este Biserica. Capul Bisericii este Hristos și de la cap pornesc toate comenzile în trup. Așa că mâna nu poate să zică, eu n-am nevoie de picior. Piciorul nu poate să zică, eu n-am nevoie de mână. Mâna nu poate să zică, n-am nevoie de ochi sau de ureche. Și ochiul nu poate să zică n-am nevoie de mână, ci fiecare sunt complementare, adică se, se întrepătrun, se ajută una pe alta. Ochiul când este în pericol, mâna-l îl atinge, îl poate șterge, da? Când mâna este în pericol, ochiul transmite imagini și spune nu pune mâna acolo, că poți să te arzi. Observați cum toate acestea modularele trupului funcționează într-o ordine perfectă, ajutându-se unele pe altele. Asta înseamnă unitate. Creștinul care este mântuit trăiește într-o unitate, într-o unitate cu cei sfinți, cu cei mântuiți. Și ultimul lucru, dar nu este ultimul, dar am să mă opresc aici, creștinul mântuit are acces la tronul lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Să știu că atunci când trec printr-o problemă, pot să mă plec înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și să-L chem pe Dumnezeu și să zică El, iată-mă, să nu fie nevoie de intermediari care să se roage pentru mine, ci personal să mă pot ruga înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă. Versetul 18, că prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl. Avem intrare la Tatăl în Duhul. Dragul meu, nu se merită să fiu un om mântuit? Nu se merită să ai intrare la Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu și să-i plângi înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Uită-te la copilul meu, uită-te la situația în care sunt, Doamne, intervină Tu și Dumnezeu să intervină. Aș vrea să mă opresc aici, repetându-ți aceste puncte importante, beneficiile celui mântuit, înviere spirituală, cunoașterea Harului lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos unitatea frățească și acces la tronul lui Dumnezeu. Vreau să întreb în această seară, este cineva aici care vrea să aibă acces la tronul lui Dumnezeu? Vă rog să ridicați o mână sus dacă este aici cineva care vrea să aibă acces la tronul lui Dumnezeu. Cred că toți. Este aici cineva bolnav în seara asta care vrea să aibă acces la tronul lui Dumnezeu? Ridică o mână în sus. Dumnezeu să privească spre aceste mâini. Este cineva care are un copil pierdut, are pe cineva pierdut și vrea să aibă acces la tronul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și întinde mâna, ridică o mână sus. Dumnezeu să asculte rugăciunile. Dumnezeu să cerceteze localitățile nemântuite, acolo unde oamenii se împotrivesc Evangheliei, să mergem înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru că există unul care mijlocește pentru noi la tronul lui Dumnezeu, este Isus Hristos și orice cerem în numele Lui, Tatăl ne dă. Haideți, ridicați înaintea lui Dumnezeu, fiind oameni mântuiți. Și dacă în această seară, în timp ce ne rugăm, tu n-ai siguranța mântuirii și nu ești mântuit, te chem în timpul rugăciunii să vii în față. După ce vom, ne vom ruga, vom mai cânta o cântare. Și îți dau șanse și în timpul cântării să vii în față. Vreau să ne rugăm pentru tine în seara asta să devii și tu un mântuit al Domnului. Eu nu mă bucur să mă duc în cer dacă tu nu vii. Hristos nu este fericit să fie în cer fără tine. Hristos vrea să te mântuiască ca să ai toate beneficiile celui mântuit. În această seară ne rugăm, Doamne, cercetează biserica! Și dacă în timpul rugăciunii, repet, vrei să vii în față și să zici, Doamne, mai important e să mai bine să pierd autobusul ăla, dar să nu pierd mântuirea, să pierd un mijloc de transport, dar să nu pierd împărăția lui Dumnezeu, în timpul rugăciunii poți să vii în față sau în timpul cântării și ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea mântuirea. Cu toții ne închinăm lui Dumnezeu.